Vreau să vă povestesc prima oară despre Doctorul Misterios de Alexandru Dumas. Mi-a plăcut foarte mult. Este vorba despre un doctor care ajunge într-un orășel mai micuț și care își selectează pacienții, în sensul că îi tratează doar pe cei nevoiași și cu suflet bun, evitând să îi îngrijească pe cei îmbuibați, cum ar veni clasa aia superioară, cum vedem și în zilele noastre, că na. Cocălărismul din secolul XVI. După toată treaba asta, doctorul, no, tratând tot felul de oameni suferinți, ajunge la un moment dat la o familie, care, nu, la un castel, de fapt, la cineva, la un împărat, cred că era un rege, care îl roagă să-i scape pe oameni că este un câine turbat care ataca oamenii. Doctorul reușește să salveze, că inițial cred că o să vrea, de fapt, eutanasierea sau să ucidă câinele, nu mai mi-aduc eu aminte exact, dar știu că salvează câinele și acel câine îl conduce pe doctor la casa unei familii care trăia în pădure și avea o fetiță idiotă. Pe vremea aceea, idiotă însemna că era bolnavă mental. Deci nu-i, mă rog, eu bănuiesc că idiot cam tot asta ar însemna și în ziua de astăzi, dar atunci cam asta semnifica, de fapt, fata și ea era legumă. Doctorul adoptă fata, în final o ajută, se îngrijește de ea, mă rog, o ajută să-și refacă, că fata își revine ca prin minune. Și de aici știți, mă rog, nu știu dacă știți, dar nu vreau să dau mai multe detalii, însă este o carte foarte, foarte faină. Eu nu știu, cred că am citit-o toată. Nu știu că la un moment dat m-am oprit în momentul în care a început Revoluția franceză, parcă, da. Că atunci, la un moment dat, am făcut eu o pauză, că nu găsisem volumul 2, dar am citit și volumul 2, dar nu vă mai dau detalii. Deci, cam asta e parcursul cărții, este foarte frumoasă, mi-a plăcut mult. În general, mie Alexandru Dumas chiar îmi place cum scrie. Și cred că merită. Eu o să pun cartea aici jos pentru că v-am zis, nu o am lângă mine. A fost o carte foarte veche, de pe vremea bunicii mele și am vrut să o păstrez și am dus-o în pivniță pe undeva, într-un dulap și nu m-am gândit să mă duc să le scot și să le mai caut. Bun. Apoi următoarea carte, asta o și am aici, Parfumuri de legendă de Anne Davies și Bertrand Meyer Staveley. O carte foarte fain scrisă despre parfumuri. Aici sunt enumerate câteva parfumuri foarte legendare. Foarte legendare, nu știu dacă sună bine. Legendare. Și povestește, de fapt, cum a luat naștere parfumul respectiv. Și aici găsim Shalimar, Miss Dior, de la Yves Saint Laurent, cred că Opium. Da, Chanel numero 5, pentru că e numero 5, nu e number 5. Mie nu-mi place să zic number 5. Hubert de Givenchy, Nina Ricci, De La Rocha, Caron, Madame Carven. Da, o grămadă de cărți. Nu o să le descriu aici, dar în carte detaliază foarte bine fiecare poveste, cum o lua naștere, ce o stat în spatele parfumului și a creatorului. Foarte, foarte frumos. Mi-a plăcut atât de mult și mă gândesc să o recitesc, pentru că, nu știu, mi-a plăcut foarte mult. Mi-a mai luat acum de la, cred că tot Anne Davies și Bertrand Meyer Staveley au scris istoria parfumului, nu știu, sigur, sper să nu mă înșel. Încă n-am citit-o, o am acolo pusă și vreau să mă apuc de curând. Dar dacă vreți o carte despre parfumuri, să citiți despre un pic despre povestea lor, asta e o carte foarte, foarte bună. Tot așa, am o carte pe care am citit-o și prefer să încep tot cu ea. Ar veni, Doamne. Mi-e scap numele. Suflete tari de Camil Petrescu. Mie mi-a plăcut foarte mult cartea. Cred că știți cu toții. Nu o să încep să o detaliez pentru că nu are rost. Nici nu mai preamintesc, sincer să fiu, nu prea mi-amintesc acțiunea și mi-a plăcut. Cred că personajele erau Ioana și Andrei. Sper să nu confund cumva, deși nu cred. Și acțiunea era în București, într-o vilă. V-am spus, mie mi-a plăcut foarte mult. Este piesă de teatru, dar n-am, nu știu de ce n-am reținut-o. Doamne, deci așa mi s-o șters din cap. Am și citit un pic, într-adevăr, anul trecut, cum să zic, nu am prea apucat foarte mult să citesc, rămâneam foarte mult timp liber între cărți și, na, mă rog, a fost un amalgam. Și au fost și vreo două cărți care m-au enervat, le voi menționa și pe alea, v-am mai povestit despre ele, că nu mi-au plăcut. De fapt, una cât de cât, dar nu, tot nu o recomand, dar în fine. Deci dacă vreți să citiți așa de autor român, Camil Petrescu e ce trebuie. Și ce vă mai recomand de la el, asta s-a făcut și în liceu,
Este Ultima noapte de dragoste, Întâia noapte de război, un roman absolut superb, chiar vi-l recomand să-l citiți pentru că aveți și ce învăța din el. De Dostoevski, cred că v-am mai povestit-o că este unul din autorii mei preferați. Știu că multă lume se camferește de autorii ruși și în ideea că sunt foarte grei. Acum, cum să vă zic, când cărțile, romanul în sine nu este greu, adică lecturatul, e greu, nu cred că mă fac înțeleasă, de fapt te port pierde în detalii, faptul că este foarte, cărțile de autorii ruși sunt foarte detaliate, deci dacă trebuie să citești cu foarte mare atenție, pentru că te poți pierde în detaliu și în rest n-ar fi și foarte lungi, de exemplu și asta, Demonii, o carte iară, o capodoperă, mi-a plăcut extraordinar de mult. La fel și Crimă și Pedeapsă. Doamne, ce mi-a putut să-mi placă. Trebuie să vedem, are câte pagini? Să știu că au avut aproape 900, nu știu, nu au avut chiar 900, dar au avut 805 pagini și cu un scris destul de mic, adică dacă se poate vedea. Dar este un roman foarte frumos. Eu îmi doresc să văd piesa de teatru. Când am fost la Cluj în concediu în octombrie, îmi pare rău că nu m-am dus la teatru, pentru că atunci se juca Demonii. Însă îmi doresc foarte mult să prind, ca să mă duc să-l și văd cum se joacă și să caut filmul. Știu că la un moment dat l-am găsit, dar este vechi, este rusesc, mă rog, cam toate sunt rusești, pentru că și Crimă și Pedeapsă l-am căutat și a fost tot așa în limba rusă. Nu mă deranjează pentru că îmi place, v-am zis, foarte mult. Idiotul, iară, la fel, mi-a plăcut foarte mult. Nu știu, mie autorul ăsta îmi place extraordinar de mult, vi-l recomand. Numai că v-am spus, este greu în ideea în care vă pierdeți în detalii, că dacă, de exemplu, nu țineți minte anumite scene, s-ar putea să nu vă amintiți de unde și de ce o plecat de acolo sau ce s-a întâmplat pe parcurs. Dar în rest, foarte, foarte bun, foarte bune cărțile. Apoi, v-am mai povestit despre ea, despre cartea asta, nu o să intru în detalii, Fetița și nazistul, o găsiți cam peste tot, cred că mai degrabă să uitați pe Libris, că o găsiți la un preț mult mai bun, pentru că în Cărturești prețurile sunt duble, dacă nu aproape triple, din ce am văzut eu, sunt foarte mari prețurile, nu știu de unde și de ce sunt așa mari, doar pentru că e Cărturești, da, fine. Dar dacă e, da, cred că o să trebuiască cumva să o țin în oglindă sau nu știu cum naiba. În fine, mă rog, aia e. V-am mai spus despre ea, mi-a plăcut mai ales finalul. E o carte, povestea în sine și ce stă în spatele cărții, treaba asta cu nazismul și cu uciderea evreilor, e trist, e un subiect foarte trist, un subiect sensibil. Și un pic așa te dărâmă, să zic. Eu vă spun sincer că mie nu vine să cred că astfel de monștri de oameni au putut să existe. Sper să nu se mai întâmple vreodată așa ceva, pentru că nu știu, mi s-a părut o societate bolnavă, nu știu, Doamne, fer să nu se mai întâmple așa ceva, nici n-am ce. Cartea este, v-am spus, foarte frumoasă și chiar vă recomand să o citiți, însă trebuie să aveți un pic de, să fiți mai tari. Apoi am mai citit tot așa o carte pe care nu am aici, cele două Diane, tot de Alexandru Dumas. Și este povestea a doi tineri îndrăgostiți, Gabriel, care descoperă că de fapt el este un Montgomery, nu era cine se presupunea, părinții lui mi se pare că au fost arestați. Nu am apucat să o citesc pe toată, am citit doar prima parte, știu că au fost părinții sau tatălui a fost arestat, în fine. Și el mergea să caute dreptate pentru a salva tatăl din pușcărie, să-l elibereze fiind bătrân. Aici era și o poveste de dragoste între el și Diana, nu de Poitier, Diana de Poitier, era mama Dianei, că de-aia sunt două Diane. O să mă uit să văd cum o cheamă, că niciodată n-am ținut minte. Diana de Castro. Deci Diana de Castro este fica și Diana de Poitier, mama. Adică Diana de Poitier era o femeie rece, lipsită de orice fel de scrupulă. Egoistă și era amanta regelui Henric, al doilea, parcă. Sper să nu mă înșel, haideți să văd că nu vreau să vorbesc. Da, Henric al doilea. Deci eu am o problemă cu regii. Nu țin minte care, cum, care... Reușesc să țin minte, cred că pe primii așa, dacă e primul și al doilea, dar după aia care, cum vin, nu.
Este oricum tot în perioada secolului al XVI-lea. Acțiunea este mai degrabă o ficțiune, nu neapărat bazată pe realitate. Adică, nu, nu-i chiar reală povestea. Dar mi-a plăcut mult. Vreau să-i caut și volumul 2, dar am uitat complet să citesc și volumul al doilea, că m-au prins alte cărți atât cât am reușit să citesc și am uitat complet. Da, așa că dacă vreți să citiți cartea respectivă, eu chiar vă recomand. Nu știu cât de bine m-am reușit să mă exprim, dar aia e. V-am zis, bâlbâiala la putere. Apoi tot de Gustave Flaubert am citit Doamna Bovary, adică am recitit-o, eu am mai citit-o în liceu, v-am mai spus când am făcut un clip cu cărțile iernii, parcă. Da, nu, cărțile toamnei. Mi-a plăcut foarte, foarte mult cartea, nu o să mai trecă, sigur știți, și dacă vreți, o să încerc să las cumva link la clipul respectiv, să văd dacă mă pricep, că pe mine tehnica mă bate. Mi-a plăcut foarte mult, atâta că eu am ajuns să, pur și simplu, dar așa cum am stat să mă gândesc dacă chiar detest personajul principal sau nu, uneori atâta m-a enervat de tare și îmi venea să smulg paginile de nervi, dar în rest chiar mi-a plăcut. Și oricum autorul a avut un curaj mare pentru perioada aceea când a scris cartea asta, pentru că erau anumite reguli, anumite... Toată lumea, vai, nu era în niciun caz libertatea pe care o avem noi astăzi. Multe lucruri nu se cuveneau pe atunci să se facă. Dar eu chiar vă recomand, deși educativă, mie mi-a plăcut foarte, foarte mult, mi-a plăcut și filmul. N-am ținut minte numele actriței, dar o actriță absolut superbă, care a jucat impecabil, mi-a plăcut mult, mult de tot. Cred că mi se pare că pe HBO Go găsiți doamna Bovary. Eu acolo l-am văzut, sigur. Așa că dacă vreți să vedeți și filmul, vă recomand să îl căutați pe HBO Go. Am mai citit, de fapt, haideți să fac și eu, nu știu dacă am început cu... Am citit cele 4 cărți Harry Potter, am reușit primele 4 volume și acum azi la volumul 5 și mă abțin cu greu să nu rup paginile unde apare Dolores Umbridge și cu siguranță că știți cine este Dolores Umbridge. Atâta mă enervează personajul că pur și simplu vine să smulg foile, iar filmul când de câte ori o văd, actrița este extraordinar de bună, joacă foarte bine și a interpretat impecabil rolul, atâta mi-e de antipatică, dacă mă credeți că eu nu pot să văd alte filme cu ea. Văzând-o în rolul lui Dolores Umbridge, eu nu pot să văd alte filme cu ea pentru că e atâta de antipatică. Și mi-aduc aminte cu rozul ăla, cu hainele alea ei roz, de nebune și cu ochii bulbucați ca la broască, mă enervează și... Actrița e extraordinar de bună, dar nu pot eu să o mai văd deocamdată. Cum v-am zis și acum, că sunt la volumul 5, pur și simplu, așa mă enervează de mine să rup paginile, da? Mă rog, aia e. Eu, da, am un tic cu aia e. Sper să mă scap și de ticul ăsta cât de curând. Apoi, am uitat să aduc ce-am mai citit, Labirintul Diavolului de John Saul. John Saul este, din punctul meu de vedere, unul din cei mai buni autori de cărți de tip thriller horror. Dacă ați auzit de el, bănuiesc că știți cărțile, sunt foarte bune. Mi-a plăcut extraordinar de mult și cartea asta. Eu am o colecție cu cărțile lui, eu l-am descoperit prin clasa 10-11 și de atunci mi-am tot cumpărat, însă sunt foarte puține... Cred că mai sunt pe dincolo, dar nu sunt toate aduse aici. Că am căutat odată pe net și mi se pare că mai are ceva cărți scoase, dar care nu se găsesc la noi. Ar mai fi o carte pe care vreau să o iau, cred că îi spune Chinuiește-i pe copii și chiar o să o iau, să o caut, să o văd pe unde o găsesc, pentru că îmi place foarte mult. Asta, cartea asta îmi pare rău, o am sus, am uitat să o aduc să vă arăt. Dar tot așa, unde nu am cartea, o să vă pun... imagine. Vi le recomand, mie îmi place sincer să fiu mai mult decât Stephen King, era să zic Stephen Hawking, doamne. Îmi place mai mult, nu știu, eu am citit până acum 2 cărți de el și nu, de fapt o carte și am văzut de 2 ori filmul Cimitirul Animalelor. În filmul ăla, nu știu, mare lucru, nu știu, nu mi s-a părut că s-o lega multe chestii. Și cartea pe care am citit-o a fost Misery. La fel, am citit cartea, am văzut și filmul, iar nu...
Nu m-a dat pe spate. Era vorba în cartea asta despre un bărbat răpit de o femeie și ea, cred că era bolnavă mental, pentru că ea presupunea că el e bolnav sau ea îi făcea chestii care să-l îmbolnăvească, să nu se poată ridica de la pat. Am ceva de genul ăsta a fost cartea. În fine, asta era doar o comparație, doar o paranteză la John Saul, în comparație cu John Saul. Din punctul meu de vedere, John Saul scrie mult mai bine, mi-a plăcut foarte mult. Se citesc rapid cărțile. Și în acțiunea asta cu Labirintul Diavolului era vorba de niște copii aflați la un institut catolic, cum ar veni, adică un fel de școală catolică și, mă rog, cu. Na. Acolo se petreceau tot felul de lucruri dubioase, dispăreau elevi și ulterior erau găsiți morți, și de aici misterul se adâncește pentru că na, erau implicați preoții, se ajunsese la un nivel foarte înalt de se ajunge. Aproape că se implicase papa. În fine, dacă vă place genul ăsta de cărți, să știți că vi-l recomand. Mie mi-a plăcut foarte mult. O grămadă de cărți foarte bune are și chiar vreau să mi le cumpăr. Apoi, tot în categoria cărți pe care nu le mai am pe aici, că eu cred că de alea le-am dus tot așa prin pivnițele alea, cred că am vrut să mă descotorosesc de ele, două cărți scrise de Margaret Atwood. Autoarea asta este foarte populară și nu înțeleg de ce. V-am zis, cred că am prins o afinitate și mi-e teamă că eu nu o să pot să citesc, că am și povestea slujitoarei și vreau să o citesc și din cauza că am citit astea alte mai întâi, nu, parcă nu mai vreau, parcă nu știu, nu mă mai tentează. Ideea e că una a fost Inima cedează ultima, aia a fost, v-am zis, mi s-a părut copii, acum nu știu sigur care au fost copii, care nu, după cărțile lui Blake Crouch, Șeriful, Orașul din Munți, mai detaliat a fost un serial la un moment dat, dar nu mai știu pe ce. Eu online l-am găsit, Wayward Pines, asta ca să vă faceți o idee despre ce e vorba. Asta față de cealaltă a avut cât de cât un pic, are un punct în plus față de aia, tot chiar două. Da, Madadam, a fost o porcărie. Nu mă întrebați pentru că mi s-a părut că seamănă cu Riga Crypto. Deci aia a fost o poezie oribilă pentru mine, în genul ăla a fost și cartea. În fine, și atât cu cărțile alelalte. Și mai am aici de George Orwell, Ferma Animalelor. V-am povestit că este o satiră la clasa politică, în special la comunism, adusă comunismului, o, cum să zic, un lucru așa, nu știu cum să descriu, o miștocăreală la adresa comunismului din anii, acum 30 de ani. Foarte faină, mie mi-a plăcut, se citește foarte, foarte ușor. Aici și de aia și ce ferma animalelor, aici ați desenat un porc și o oaie, pentru că despre asta e vorba. Tot așa am povestit un pic despre ea tot în clipul cu cărțile toamnei, dar merită. Deci dacă vreți ceva ușurel și care să vă și anime puțin, merită. Nici nu-i scumpă. Eu am dat, cred că, da, uite, 26 de lei și 45 de bani. Și dacă vă uitați pe Libri, sigur o găsiți sub 20 de lei. Și ultima carte pe care am citit-o este de Haruki Murakami, La sud de graniță, la vest de soare, tot așa o carte de dragoste foarte ușor, un roman de dragoste ușor, se citește extraordinar de repede, nu te încurci în detalii, nu, e foarte, foarte ușor, o lectură foarte ușoară, dacă vreți să citiți ceva relaxant, ceva așa treacă, meargă, fără să, așa, ceva care să vă ajute să vă treacă timpul. Vă recomand. Mie mi-a plăcut mult și chiar vreau să mai iau ceva cărți de la autoarea asta. Vezi, uite, nu m-am interesat. Am zis că o să mă interesez să văd dacă e femeie sau bărbat și n-am făcut-o. Eu bănuiesc că e femeie, na, nu știu, poate greșesc. Și o să mă uit să văd. Cam astea sunt toate cărțile pe care le-am citit. Eu mi-am adus aici, că am și o listă cu ce citesc, cu ce am citit în 2016, în 2016, doamne, în 2021. Îmi propun anul ăsta să citesc ceva mai mult. Acum să vedem cum stau și cu timpul și cu astea, pentru că în zilele pe care le trăim noi, timpul mi se pare cea mai mare avere. Să ai timp să faci orice altceva, nu doar muncă și curățenie și mai știu eu ce. Eu, dacă ați ajuns până aici, vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem data viitoare cu un alt clip. Vă pup, pa, pa! Hello, bine ați venit pe canalul meu. Astăzi vreau să fac un clip despre cărțile pe care le-am citit în 2021.